Cei care s-au născut în Zodia Taurului vor avea între 23 și 24 iulie motive să se ocupe din nou de o chestiune financiară din perspectiva gesturilor oficiale, legale și juridice. Trebuie să obțină acte, aprobări, hârtii, legalizări, să se înțeleagă cu niște persoane, să discute în prezența unor. Reprezentanța unor instituții, să spunem, legatari, mandatari, notari, consilieri, experți. Fără prea multe rezultate. Cred că este o etapă de viață oarecare și mai mult nu. Între 25 și 27 iulie la prânz, luna va traversa Casa Noa și va încerca, din punct de vedere astral, să le dea acestor nativi un. Impuls bun, de stabilitate mentală, dorința de a se hotărâ, de a se decide într-o privință. Ea poate să țină de viața personală, dar poate să țină și de carieră. Unele persoane pot să fie nemulțumite de felul în care o duc în prezent. Poate locul de muncă nu le oferă satisfacții sau nu le deschide perspective pentru dezvoltare au sentimentul că se plafonează, că ei pot mult mai mult sau își doresc cu mult mai mult și este firesc și este și foarte bine să fie așa. În continuare, există, valabil, cei trei malefici, Luna Neagră, Pluton și Saturn, dintre care Pluton și Saturn retrograzi, deci starea de nemulțumire, de stres, de dezamăgire este accentuată. Luna uh, va uh, provoca și câteva gesturi necesare. Să spunem că cei născuți în semnul taurului trăiesc de mai mult timp acest sentiment, dar acum s-au plictisit să-l tot încerce, să-l observe, să-l studieze, ori să și-l reprime sau să-l compenseze cu alte activități care le aduc satisfacții. Acum vor încerca să facă ceva clar, concret, să decid, își dau chiar și un termen limită, de la 1, de la 15, de luna aceasta, de luna viitoare, de la 1 -i septembrie, nu contează. Își dau un termen pe care probabil că îl și pe care probabil că îl vor respecta. Dar trebuie să țină cont de câteva lucruri. La un moment dat, și acest moment nu este chiar așa de îndepărtat, luna neagră va părăsi casa a, 9 -a și va intra în casa a zecea. De așa natură încât tot ceea ce își propun acum cu privire la carieră, la viitor, la dezvoltare, la învățătură, la progres, la acumulare de cunoștințe, ar putea trece lesne pe plan secund, pentru că principala provocare va deveni, când va ajunge, deci, luna neagră în vărsător, cariera. Și atunci se va întâlni această lună neagră și cu Marte și cu pedapsa în viață și vor avea de rezolvat acolo chestiuni prioritare, urgente, grave, esențiale, care nu mai pot fi nici amânate, nici ignorate. Așadar, trebuie să țină o balanță între ceea ce vor să facă acum pe moment și ceea ce vor să facă în viitor și să uh, ia în calcul faptul că, la un moment dat, vor fi puși în imposibilitatea de a acționa chiar pe toate planurile. Între 27 iulie, după ora prânzului, și 29 iulie, moment important, luna a străbate casa 10-a. Este vorba de carieră, funcție, rang, demnitate, nume, poate chiar succes. Acum, este greu de prevăzut în ce măsură se poate da lovitura pe aspectul lunii pline. Teoretic, da. Teoretic, se poate vorbi despre un context în care uh, elementul neobișnuit, surpriza, faptul inedit de viață îi poate împinge pe unii născuți în taură în prim planul atenției publice, sau poate să aibă un reflex fulminant asupra carierei. Se întâmplă ceva care poate nu are legătură directă cu ei ci cu familia, cu locul de muncă, cu un context întreg de împrejurări, dar care brusc schimbă datele problemei. Ei înșiși simt nevoia să se reorienteze și să se adapteze. Mai există și premiza familială, patronată de soare care participă și el la realizarea fazei de lună plină și apoi intervine Mercur, Mercur care în acea zi cu eclipsa va intra în mișcare aparent retrogradă. Din perspectiva chestiunilor care țin de casă, domiciliu, patrimoniu, gospodărie, o serie de discuții presupun și angajamente la care cel născut în taur renunță, pe care le amână, de care se dezice, asupra cărora cere un timp de gândire, de lămurire sau de evaluare. Este un respiro necesar, nu mai intrăm în amănunte de ce simt că trebuie să lucreze pe un pământ ferm, pe date concrete și își dau seama cu destul de multă onestitate și luciditate că nu sunt în posesia tuturor informațiilor necesare. Poate că intră în joc și o înțelegere între rude sau între cei tineri și părinți și încă nu s-au pus lucrurile la punct. Ziua de 27 iulie nu este bătută în cuie. Teoretic, aceste lucruri se puteau petrece crescendo de niște zile încoace și se mai pot petrece încă timp de șapte zile după 27 iulie. Cert este că luna va fi alături de Marte, va fi alături și de nodul sud și ea va aduce destul de multe situații prin care au mai trecut cu 2, 4, 6 ani în urmă, aduce situații care nu s-au încheiat sau care s-au declanșat în urmă cu 2 ani, 2 ani și ceva și care acum trebuie să ajungă la punctul final. Această retrogradare este de fapt și atenționarea codițelor, resturilor care au rămas din trecut și care acum trebuie să fie puizate. Să se pună punct la ceva, la o relație, la o inițiativă, la o activitate, fie prin renunțare bruscă, pentru că acesta este aspectul, fie printr-o soluție de mână foarte. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că aceste planete alcătuiesc un mănunchi de cuadraturi cu Uranus în Taur, pe chiar casa întâi a acestor nativi, casa personalității și cu Jupiter pe casa a șaptea. Și atunci situația se complică mult mult de tot, printr-un evantai de posibilități, care privesc și statutul personal, sănătatea, mentalitatea, evoluția, relațiile cu soțul, soția, cu partenerii de afaceri, cu cei cu care trebuie să ajungă la o înțelegere, să bată palma și să semneze un acord, sau cu dușmanii cu care pot să nu se înțeleagă, și atunci ajung la tribunal. Oricum, nuanța înțelegerii pentru moment dispare sau chiar se exclude în preajma datei de 27 iulie. Mă și îndoiesc că cineva ar putea să facă vreun gest de chemare, de convocare a acestora în perioada amintită, pentru că predispoziția interioară însăși asupra nativilor va fi de genul evitării nu vor dori să amplifice un conflict, nu vor dori să intre în un carusel al factorilor de stres, al acuzațiilor, al nervilor și așa mai departe. O vor simți cât este de încărcată această perioadă, o vor evita și în felul acesta vor face și foarte bine că oricum nu există rost de niciun fel de soluție. Cât privește axa celor două case ale relațiilor de simpatie și de iubire, acolo este o contradicție între Neptun și Venus. Unii s-ar putea să fie dezamăgiți. Cineva s-ar putea să le ofere motive de meditație asupra naturii umane care nu întotdeauna este consecventă sau își pot da seama că s-au înșelat. De data aceasta vorbim chiar de sentimente de dragoste. S-au înșelat, au văzut persoana într-o lumină mai bună, n-au ținut cont de niște avertismente, n-au ținut cont de ceea ce au văzut cu ochii lor și au constatat cu propriile lor simțuri, le-au bagatelizat, le-au minimalizat și acum iată că acele defecte scot cornițele și se transformă în, într-o direcție predominantă a acelei persoane care nu mai este compatibilă cu natura intrinsecă a taurului în felul acesta se pune problema despărțirii, fără prea multă dramă, fără supărare, fără lacrimi, Așa, petăcute, încetișor, delicat, dar ruptura se petrece.